Ia, vă rog. Domnul Cecan, cum comentați declarațiile că hotărârea CEC este motivată politic? Hotărârea de ieri a Comisiei Electorale Centrale ce ține de examinarea listelor de subscripție nu este motivată politic. Acest lucru încă o dată îl reiterez și inclusiv în fața mass media. Noi ne-am condus strict de buchea legii. Am arătat acest lucru și în ședința Comisiei Electorale Centrale. În data de 29 a fost republicată Constituția Republicii Moldova. Am făcut expres referință la articolele 141, la articolul 110, care privește cum este constituită Republica Moldova sub aspect de administrare teritorială. Și aici e vorba chiar în Constituție, în articolul 110, sate, comune, orașe, municipii, raioane. Și nici într-un caz nu putem vorbi de județe la etapa actuală, unul la mână și doi la mână, articolul 141 din Constituție, articolul 141, alineatul 1, litera A, privind expres cantitatea de semnături care trebuie să fie prezentată Comisiei Electorale Centrale din cel puțin jumătate din unitățile administrative teritoriale, cât cel puțin 20.000 de semnături, pentru a valida inițiativa populară de desfășurare unui referendum. Desigur, noi am luat în calcul și volumul de lucru depus de către grupul de inițiativă, colectând acele peste 400.000 de semnături, dar totuși prevalează legea și, în primul rând, legea supremă, Constituția Republicii Moldova. Și cea de-a doua de întrebare ar fi, cum afectează hotărârea Comisiei emisă ieri privitor la organizarea alegerilor președintelui în mod direct? Nu, nicio afecțiune nu aduce această hotărâre emisă ieri de Comisia Electorală Centrală asupra procedurilor de organizare și desfășurare alegerilor directe a președintelui Republicii Moldova. Aceste articole privind alegerile directe au fost revigurate.